În ultima perioadă, când tot mai multe localități beneficiază de proiecte de alimentare cu apă potabilă, există sate unde apa de ani buni este un lux. Este și cazul satului Băriceni din Raionul Soroca. De ani buni, oamenii de aici sunt nevoiți să aducă apă cu butoaiele de la distanțe mari, de la fântânele din apropierea satului. Sătenii spun că situația este una alarmantă, deoarece fântânile din localitate au rămas fără apă. Avem fântână la poartă, dar tare ne-e greu că apă n-avem. Apă nu avem de fel apă în fântână, de aducem de la de unde putem cu căldările, dar cu ne mai aducem și cu mai plătim și mai aducem cu bocile, cu ce este de la fântână de parte, unde pe deal, unde nu umblă lumea și mai este câte o leac de apă și aducem, dar noi în fântână apă n-avem. Avem tare ne-e greu. Tare ne-e greu că nu avem nici la păsări și da, nu avem nici cu ce spala, nu avem nici de băut ca lumea apă. Îi scotem 3 căldări și 4 hlei. Dăm drumul la caldare, apă, caldarea așa de pe fondul fântânii de amă. O strânge de ploaie dacă a plouat, dar deci nu plouă, măcar dacă ar ploua, că mai strânge de ploaie la o pasăre, la o spalat, la altceva și putem să facem. Ne fac și nouă, că cum au toate satele, să avem apă, să avem gaz, să avem și noi, că nu suntem și noi, suntem un sat muncitor, suntem un sat mare, bogat, dar da, apă n-avem și altele n-avem. N-avem mulți ani de apă așa, ce pe la mahală, pe la lume. Îmblăm cu mulciorul prin sat. Mulciorul. Care ne dă, care ne fugărez, avem așa pe cum avem, când și când avem. Aducem de pe drag, știi de unde, pe la deal, și-i tulburul cu gunoaie. Și bem ca, cum spune, ca zitele. Nu-i bună nici de mâncare și nici de băut. Ia ca la mine femeie bolnavă, eu sunt bolnav. Noi avem un mesaj să ne mai audă și să ne mai vadă din când în când. Ia ca și ne-am transmite noi. Și nu să aibă interesele lor personale, dar la aici de jos, întorc spatele, ia ca care. La o pâine trebuie să te duci, dracu știi când, o zi, două, și nu ne ajunge nici pâine de mâncare și nici apă de băut. Și ia ca care e. Și aici boala asta. Și este. Două chili de apă scoate în caldare. La un raz, a doilea nici atâta, dar a treilea de opște. N-ai și da drumul la caldare. Am venit la altă fântână să iau o leacă de apă și am scos jumate de caldare, murdară peste locului. Nu avem apă în fântâni. Îmblăm pe la fântâni de pe deal, poate găsim câte o fântână, poate unde nu-i tulbără, unde aducem de băut. Dar așa numai cât pentru păsări. De spalat nu avem, pentru mâncare nu avem. Ce pentru baie, așa, cum spune țăranul la tăzuț. Ar trebui și nouă o fântână arteziană, măcar cât de cât partea asta de sat. La noi fântânile acolo, ia cât alături la Ghegea Michea Tighinean, acolo pot spune așa, aici se mai vede, te uiți în fântână, se mai vede o leacă de apă. Dar acolo e uscată fântâna. E uscată. Nu-i șir de apă. Și aș vrea să uite cu fața înspre noi, să mai, poate cumva să rezolvi cu apă, să ne fac ceva. Se descurt foarte greu la momentul de față. Fântânile tare au secat undeva, putem spune pe mahală din 10 fântâni, dacă este la una apă, care apă e potabilă, restul nu mai este apă. Și se descurt foarte greu. Mai aducem apă de la alte fântâni care sunt în afara satului, la locuitori cu diferite butoaie, cu diferite care și cum se poate se descurca. La moment se alimentează cu apă doar un sfert din populația localității. Asta după ce în anul 2008 a fost dată în exploatare un apeduct. Fântâna arteziană a fost construită cu suportul guvernului și a Consiliului Raional. Nici cei care au astăzi apă la Băriceni însă nu se pot bucura de ea pe deplin, deoarece au la robinete apă tehnică. Ei, de băut mă aducem de la fântână. Aducem de la fântânile care știm că sunt mai curate, mai le cumpărăm. De asta, pentru băut. De făcut mâncare, aducem de la fântână, că acolo o șerbim și o lăsăm să se așeze și ne folosim. Aducem cu căruța, cu mașină și cu tractorul. Când uneori nu era deloc, când era mai sește, deloc în fântână nu era apă. Chiar și amuia, că ați ce vă uitați, nu e apă în fântână. Tare greu să descurcă, mai ales în parte și e cum între în sat, acolo sunt și codreț. Acolo în deopște e problem cu apa. Care are o gradă și se folosește numai el, încă mai huzurește. Dar și lanț care zvoc câteva familii la fântână, acolo e bedaua.
Vara aceasta a fost seștă, noi am fost foarte mulțumiți, la fântâni nu erau apă, dar veniam de la lucru acasă, îndată căldărușa și după apă și suntem foarte mulțumiți. Pe vremuri când ne ducem cu căruțele, cu bacurile după apă, îmblam prin sat și pe la tata ajungem după apă cu bacurile. Foarte greu ne era, într-adevăr. Nu ne-aș închipui ca să nu avem apă la robinet. Ne-am deprins și cu băile și cu mașinile de spălat automate. Și... E bine, achitările ne sunt convenabile. Suntem mulțumiți, nu ne este scump. O să le ajute Dumnezeu să le tragă apă și acolo unde nu este. Astăzi, acest apeduct alimentează cu apă 255 de gospodării, capacitatea lui fiind de 350 de case. Din cauza amplasării fântânii, cum este la noi, dacă mai conectăm cineva de la fântâna aceasta, planul nou rămâne fără apă, nu este presiunea care trebuie să fie în țepă. Cei care se aprovizionează cu apă la moment achită 10 lei de metru cub de apă până la 5 cuburi. Care folosesc mai mult de 5 cuburi achită 25 de lei mai mult. Și persoanele juridice tot 25 de lei achită la moment. Primarul localității, Marina Vornicița, susține că există un proiect ce prevede construcția unei fântâni arteziene care ar alimenta cu apă cele circa 750 de gospodării care nu sunt conectate la apeduct. Însă, la moment, nu există finanțare pentru acesta. Avem proiectul de a săpa o fântână arteziană de la intrare dinspre Grigorov, la intrare în sat, unde putem să provizionăm locuitorii care au mai rămas. Însă proiectul la fântână este de 9 milioane, din unde nu avem noi așa finanță să facem fântână. Proiectul de 9 milioane, proiectul tehnic, care costă 2 milioane fântână arteziană împreună cu turnul și cu instalarea, 7 milioane ne costă proiectul tehnic la traseu pentru a conecta următoarele gospodării, 750 de gospodării care nu sunt conectate. Am apelat și la guvern, am apelat și la Consiliul Raional și așteptăm donatorii, poate din fondul european, de undeva, așteptăm donatorii pentru a merge cu proiectul înainte. Un alt proiect este construcția tronsonului și extinderea apeductului de la magistrala Aqua Nord spre satul Bădiceni și alte 9 localități din apropiere. Costul acestuia este însă de 36 de milioane de lei. Până se vor găsi bani pentru rezolvarea problemei, oamenii din satul Bădiceni trăiesc cu speranța că, într-o zi, nu vor mai fi nevoiți să colinde dealurile în căutarea unui butoi de apă, dar vor avea în fiecare curte și în case un robinet de unde vor putea să bea apă potabilă.